Aldrovanda vesiculosa sau cum o numim noi roata de apă, în generic ea nu are o denumire populară, localnicii nu o denumesc într-un anumit fel, dar datorită aspectului dispunerii rămurelelor pe tulpina principală de spițe de la roțile de bicicletă, noi o denumim roata de apă. Ea este o plantă mai specială prin faptul că își suplimentează necesarul de azot și de fosfor într-un proces adițional al fotosintezei. Face fotosinteză ca orice altă plantă pentru că este verde, însă are dispuse pe rămurele niște vezicule, ca niște microcapcane, în care intră microorganismele și sunt digerate. Secretă un suc digestiv, le mistuie ca un păianjen și suge acel suc rezultat. Nu are rădăcină, plutește în masa apei și nu se prinde de nimic, este dusă de curentul apei. Preferă locuri cu apă mai curată, nu formează flori, se înmulțește prin așa numiți turioni, formează la capătul tulpinilor niște muguri. Iar acei muguri la un moment dat se desprind și din fiecare mugure se dezvoltă câte o plantă nouă. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.